Ce vrei de la mine? Spui sau nu spui? Ia fiți atenți, fraților, vorbesc în șoapte că... Doarme, Joseph. Fiți atenți și mi-a comandat. Așa. Deci, electroliți. Pentru sală. Și mi-a luat o cutie numai pentru sală de vitamine. Deci nu mai au proteină, nu mai au creatină. Poate creatină o să iau, dar momentan nu. Fac pauză. Acum încep cu sportul și iau electroliți. Vitamina E. Acum trebuie să văd cum le iau și să mi le împart așa în timpul zilei. Că nu le pot lua toate odată. Magneziu taurat. Ăsta e cu taurină. E un aminoacid. Eu știam de taurină de la energizantele Red Bull. Că conține taurină și, nu știu, adică e un mit, cred. Că e urină de taur. Taurină, urină de taur. Așa știam când eram mici. Toți copiii știu asta. Dar, de fapt, taurina e un aminoacid. Și magneziu combinat cu taurină e cică, e ce trebuie. Acum o să fac experimentul și o să vă zic dacă simt vreo diferență sau nu. Oricum, la cât am luat, nici nu știu de la care simt diferența. Vitamina C, liposomal. E o formă în care e mai ușor digerată și acceptată de corp. Pătrunde mai ușor în intestin. Pentru că în intestinul subțire se absorb vitaminele, sau poate o parte din vitamine. Eu înainte să iau asta m-am documentat așa pe internet și m-am uitat la tot felul de specialiști. Și din tot ce ziceau specialiștii, am făcut un rezumat cu ce vitamine să-mi iau și printre ele s-a aflat și beta-carotenul. Ajută la musculatură. Nu mă întrebați la ce. După mine beta-carotenul te face portocaliu, te bronzează. Dar și că ajută și la musculatură. Și m-am uitat când am luat vitaminele astea, m-am uitat să nu conțină pastilele, învelișul ăla, tot felul de, nu sunt neapărat chimicale acceptate, să zic așa. Pentru că unele conțineau, fiind acceptate de Uniunea Europeană și de Ministerul Sănătății, dar în cantități mari, nu făceau chiar bine. Și vezi tu, dacă iei de aici un pic, dacă mai mănânci nu știu ce, mai bei nu știu ce, mai iei un pic de acolo și poate să faci cantitatea mare. Mintea mea bolnavă când e. Zinc. Și fier cu vitamina C. De ce am luat vitamina C și fier cu vitamina C? Pentru că asta a fost singura formă de, sau singurul supliment cu fier pe care l-am găsit să nu aibă în compoziție tot felul de E-uri. Să fie cât mai curat. Și de asta am luat tare, oricum puțină vitamina C. Vă zic acum. Extract, doză, fier, vitamina, 40 de miligrame. În condițiile în care ăsta are 1000. Deci... 40, că e 1040 și tot acolo. Uite aici scrie, da, 1000. Bun. Și asta mi l-a dat cadou, pentru că eu am o vitamina D3, dar e o formulă, vitamina D3 cu vitamina K3. K2 sau K3. Trebuie să mă uit ca să nu vă induc în eroare. Studiile spun că se absorbe mult mai bine vitamina D3 dacă e luat împreună cu vitamina K. Stați așa că mă uit acum.
Nu mai am vitamina D. Dar e împreună cu vitamina K luată. K2, vitamina D3 cu K2. Da, fraților, ăstea îs. Stocul e făcut. Acum să mi le împart. Am început cutia asta de electroliți. Astea o să le iau la prima ora dimineții. Aici scrie că trebuie luate după masă, da, după ce mănânci cu mult lichid. O să mănânc chiar când mă trezesc ceva, da, ceva ușor și o să iau pastila de electroliți, vitamina E. Aici zice că de preferință în timpul mesei. Asta o să iau după sală, când vin și mănânc, vitamina E. Magneziu, neapărat, înainte vreau să-l iau. O capsulă, doza. Lax capsulele întregi. Aici nici nu scrie. Înainte de sală o să iau asta. Pentru că e cu taurină și ajută mușchiul să dă energie. Zincul. Două comprimate. Nu zice când. Asta o să-l iau mai pe seară. Poate pe la 5-6 după masă. Bun. Beta-carotenul. Cel mai indicat la masa principală. Și ăsta tot așa după masă. Masa principală. Masa principală e seara sau după masa? Prânzul. Adică nici una, nici alta. La prânz. Adică acum. Îl iau acum. Fierul. Se recomandă cantitatea zilnică fără aditivi. Asta nici nu scrie. Nu scrie. O să le iau după masă împreună cu zinc, fier și zinc. Și vitamina C. Asta, din câte știu, nu trebuie luată noaptea. Conținut precauții. Doza zilnică 2. Cu multă apă, de preferință la masă sau conform. Deci la masă. Da, tot așa, după masă. Ăsta e planul. Vedem rezultatul. Asta am luat și da. Fraților, Doamne ajută. Normal trebuie făcute analize înainte, dar eu mi le-am făcut acum 2 luni. Să vezi exact ce valori ai și tot. Și să nu exagerezi cu ele. Faci o cură. Așa o să fac și eu, fac o cură de 3 luni și pe aceea fac pauză 3 luni. Și așa pot să-mi dau seama acum ce impact au. Deci, repet, fără proteină, pudră, fără tot felul de pastile cu BCA-uri și cu așa mai departe, fără nimic. Singura pe care o să o agrez și o să o iau e creatina și vitaminele astea. Doamne ajută!